Bună seara. Bine, bine, dar cu frica în sân totuși. Nu prea bine. Păi, atunci... Vinișor, pe jumate. Iar pe jumate. Da. Problema este următoarea, că nu s-au oprit aici duhurile rele, să le zic așa. Ce s-a întâmplat vineri seara? Ați plecat de aici spre... Da, vineri când am ieșit pe ușă de aici la redacție, eram cu doamna Doina la ușă. Când m-am uitat de aici la redacție, era unul pe bloc, exact de aici. Acum, mă, Viorele, lumea e sătură de stat în casă. Nu, vă spun... Unde să mai ieși tu o gură de aer? Unde să mai faci doi pași în balcon? Doamna Mirela, după aia am ajuns noi acasă, am apărut și cealaltă doi. Care ceilalți doi? Doi pe bloc. Erau trei? Trei. De când erau trei? Că noi știm că era numai unul. Trei. Trei au fost și atunci când i-au văzut? Păi înseamnă că sunt aceiași trei. Și noi am stat, am analizat treaba, mi-am lăsat în pace, tocmai că ei s-au suit mai sus. Unde mai sus de terasa blocului? Mai de sus pe terasa mai are un acoperiș. A, ăla, așa. Și? Era o singură scară, după aia au mai apărut încă o scară acolo. Cum adică? Ei bine. Aveau scări din astea pe care se urcau? Da, sus acolo. Lumea se plictisește în casă de o lună. Măi, Viorele, nu-i ca la țară de zburs pe Blăgești cu mânjii pe iarbă. Doamna aici e Mirela. Greu. Și dacă cobori fără declarație, fără legitimație, fără nu știu ce, te ia poliția. Sau fără cățel. Dacă cobori, dar dacă urci, că în cazul ăla a urcat. Uite, dacă... Pe blog nu vine poliția. Aia zic, și au vrut și oamenii să iau o gură de aer. Poate au făcut un picnic pe terasă. Dacă făceau poze. Exact cum au făcut. Acum, exact direct. Nu te urci pe un blog, să te uiți în casa altora. Dar tu dacă... poți să vezi de la cât zeci de metri. Păi știu eu dacă au binoclu, n-au binoclu, habar n-am. Au binoclu? Cu telefoane, cu ce s-au uitat, să vede exact ce faci. Da, mă, dar cum se vede la tine? La ce etaj stai tu? Eu sunt la 3. La, mă rog, nu mai zicem, etajul dintr-un bloc de 10 etaje. La fel poate să se uite la etajul 5. De unde știi că nu se uite la etajul 7? Nu. Păi sunt singurele vedete din bloc. A. Exact. Am închis. Bă, exact aici. Sau? Asta a fost o glumă, sau? Da, așa-i. Glumă sau? Nu, are dreptate, doamna. A, deci nu a fost o glumă. Nu, are dreptate. Nu. Și când Veronica, am dreptate. Veronica, ce faci? Ce e răspunsul ăsta? Ce să fac? Ce faci? Fost destul de speriată vineri, că știu că ne-ai sunat și pe mine și pe Doina. Și astăzi... I-am spus, hai să mergem mai repede spre casă. Spre care casă? Adică la noi, la apartament. Hai, așa. Bun. Și asta merge în șet? Hai mai repede, hai mai repede. De ce? Dar dacă oamenii erau pe bloc, ce puteau să-ți facă ție care erai pe bloc? Poze? Da. Poze poate să-ți facă oricine. Și acum sunt o grămadă care poate să facă poze la ecran, poți să le spui tu să nu facă poze. Da. Atâta timp cât ești pe spațiu public și nu ești în casa ta, toată lumea poate să-ți facă poze, Veronica. Tocmai că acolo... Până ce oră au stat vineri? Au stat... Tot așa mult până... Au stat mult. Au stat în orice caz. E posibil ca ei să și uite la emisiune că au aflat că ați vorbit despre ei. Să facă special. Și să facă și special. Hai mă că ies ăștia de la emisiune. Hai mă, vino, hai. Urcarea. Nu știu. E că e posibil. Da, fii atent. La români, la creștini ortodoxi, se face des, mai ales înainte de Paște. Da. Mai ales că s-a întâmplat în luna martie a început toată treaba. Se spune că luna martie e o lună mai... în care se fac tot felul. Tu știi că vii de la biserică. Da. Și înțeleg că și voi v-ați luat toate măsurile, da? Da. N-ați făcut, am greșit eu, deci n-ați făcut sfeștanie, nu cu aghiazmă, nu cu apă. Nu, așa, a tămâiere. O tămâiere ați făcut. Da. Bun, hai că le vedem pe toate pe rând. Păi, hai să vedem și noi imagini cu indivizii de pe bloc, pentru că înțeleg că și voi i-ați filmat, dar și cum s-au descurcat Veronica și Viorel la tămâierea casei și ce s-a întâmplat acolo. Sfârșit de săptămână cu spaimă în suflet. De asta au avut parte soții Stegaru. Și tot coșmarul a început de vineri, din clipa în care au ajuns acasă. Atunci, Vulpița și Viorel au zărit pe acoperișul blocului de vis-a-vis aceeași siluetă că i-a îngrozit și zilele trecute. Iar Veronica și Viorel sunt convinși că ar fi aceeași sau aceleași persoane care i-ar fi urmărit încă de weekendul trecut. Tot vineri seară, pe numărul de WhatsApp al emisiunii, am primit câteva poze și filmulețe cu ceea ce au văzut Veronica și Viorel când au ajuns acasă. Dar să le analizăm cu atenție. În imaginile primite se vede o persoană cu glugă pe cap.
persoană care stă fix pe acoperișul blocului unde s-a dus însuși Viorel să investigheze. La un moment dat, individul parcă se aruncă la pământ, probabil fiind văzut de cineva sau cine știe, poate o fi scăpat ceva pe jos. Spunem asta deoarece, după doar 2 secunde, omul se ridică din nou în picioare. Într-o altă filmare, trimisă de același telespectator, se vede cum individul, îmbrăcat cu un hanorac negru cu glugă, vorbește la telefon. Speriați de prezența celor care de zile bune iar urmări Vulpița și Viorel, s-au gândit să dea cu tămâie prin casă, în speranța că își vor găsi măcar o fărâmă de liniște. Și totul a fost bine, până când... Să zicem că... Nu e bine. Dar să o luăm cu începutul. Vineri ați mai fost urmărit? Da. Da. Pe la ce oră? După ce am ieșit din emisiune. Unde erau? Tot pe bloc? Da, tot pe bloc, da. Câte persoane? Trei? Da, era una. Și după asta m-au mai apărut celelalte două. Cum erau îmbrăcați? Negru. Și ce v-ați gândit voi să faceți? Să dăm prin casă, să tămâim. Cei doi soți au aprins cărbunii și tămâia, iar apoi s-au apucat de treabă și au început cu dormitorul. Dau prin fiecare colț, dispar rău. Și la baie Viorele? Cum o dată, doamna? Prin colțuri, Viorele. Urcă-te, dă prin colț, pe colo, pe colo. Credeți că vă ajută? A, eu știu. Să zicem că... Nu e bine. Nu ia bine. Deci nu ia bine. Da, nu e bine, e rău. Deci nu ia bine. Deci am dat acolo, în baie, tot, și la colțul ăsta, gata. Să mâncăi și ceva, la curț. Deci uite, deci decât o singură bucată care a căzut jos și uite. Și restul e tot aici. Așa nu e și deci caldă nu era. Deci caldă nu e, uite-o. Ține-o mâna pe el și uite, nu te frigi deloc, uite. Ce credeți că e? E ceva rău aici. Eu nu sunt foarte rău. Ți-e frică? Da. Fii atent, uite. Deci o pocni și a căzut o bucată jos și uite, restul e tot aici. Și sticla nu-i caldă, uite. Uite cu aia o mână, uite. Fii atent aici. Uite. Și nu-i caldă deloc sticla. Deci nu-i fierbinte deloc, uite. Vulpița și Viorel au strâns bucățile de sticlă de pe jos și au continuat să se plimbe cu tămâia prin restul casei. Dacă e să fum aici în colțul ăsta, e treaba bună. Dacă nu e să fum, e rău. E să fum? Colțul ăsta iar e rău. Uite-l. Și nu e să fum? Deloc. Uite. Haide. Aici? Iese, da, prea puțin. Aici iese puțin de tot. Puțin. Ia să vedem, aici iese. Uite, aici iese. Uite, în mijloc casă de iese. Hai să deschid eu la balcon, să dai și pe balcon. Stai aici. Da. Din cortul și din cortul ăla. O, dar la aici e bine. Să sperăm că acolo o să fie mai bine. Așadar, ați avut niște tămâie și ați dat foc. În ce ați pus? În ce vas? A, ați și venit cu ea bucățele. Da. Nici nu a avut timp să se încălzească. Și tu ce crezi? Că duhurile? Cred că. Deci astea dar nici ce era asta? O scrumiere? Da, era o scrumiere, da. Nefolosită. Eu când tămâiez acasă, pun într-o lingură. Da. Ca să nu se spargă. Acum ar fi pus și ei, cred că... Nu s-au gândit. Și bucata asta mare, asta a căzut jos. Deci s-a spart și asta a venit așa jos. Deci ați pus, pus tămâie, da. Ați dat foc și nici n-ați ținut-o bine, că imediat a crăpat. Da, vorba mare. Deci o nici nu a fost... puneam noi. Da, eu așa tămâiez, da. Acum, dacă zice că n-a apucat să încingă... Deci nici nu s-a încălzit măcar. Păi poate se încălzise, de aia s-a spart. Dar n-am pus mâna și pe... Și tu ce crezi? Ce zice asta? Parmece. Nu știu, să fie ceva. Ce să fie? Păi la biserică ai mai fost, domnul Dascăl? Acum unde? Păi, dar până acum unde? Ești de 3 luni în București, n-ai dat pe la biserică nicio zi. Dacă... Dacă ce?
Asta e treaba, dar noi... Care asta e treaba? Păi, păi dacă... Da, da, mai cânta, să știi. Eu... Mai cântă în casă. Mai cântă, mi-a cântat și mie. Eu ce... Dar intenția voastră de a tămâia a fost casă? A fost ce? Bună intenția. Deci, pe ce voia să faceți? Un singur cărbun ideal... De ce tămâiesc casa, Radu? Să ducă spiritele rele, să sfințești casa. Doamna Mirela, un cărbun de ala, ăla arde 6 ore. Deci poate să fie ce-o fi. Deci nici nu are timp să încălzească, măcar sticla să... Nici nu a avut timp. Și tu cum îți explici? Spune, ce zice? Eu am impresia că acolo, deci cum am ajuns la un... Unde? Colț? În ce colț? În ce colț? Deci cum am ieșit de la baie, exact, să vin în dormitor. Aoleo, de cenușa dormitorului? Da, acolo. Asta nu e bună. Ce zice? În dormitor. Nu la dormitor. Deci, la ușa. La ușa dormitorului. La ușa, acum. Așa, și oare dacă s-a crăpat în 5 și nu în 3, ce-o însemna? Nu știți? Nu v-ați interesat prin feng shui? Ne-am uitat. Cifra 5, că nu e o cifră favorabilă în cuplu. Ar aduce ghinion. Chiar ne-am uitat. Ori tămâiem de la Dumnezeu, ori de feng shui și cifra... De la tămâiere am ajuns la feng shui. Nu mă pricep. Putea deci să însemne 5. Altceva, dar uite că înseamnă... Deci 5-ul e fix pe conjugal. Adică e Mercur și lângă dormitor și... Doamna Mirela, de câte ori am dat cu tămâie? Ce am făcut eu? Și asta e prima oară care mi s-a întâmplat așa. Păi deci... ce facem, mă, copii? Și ai mai pus în chestii de sticlă? Da. Deci asta e prima oară care se întâmplă așa. Și într-adevăr spui că ai pus mâna și nu era fierbinte. Da, deci am pus mâna, deci nu era fierbinte, nu era nimic. Măi, Radule, tu ce zici? Nici eu nu zic că e ceva bun. Sunt spirită necurat. Ei au avut vizita parapsihologului. Spune-mi. Știu eu clar. Deci asta este semn clar. Nu se poate așa ceva. Ia. Sunt legate cu nuniile. Hai mă, lasă-mă. Sigur. Dacă s-a spart în 5... Căsătoriți au și copil, mai. Dacă s-a... Păi da, 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 nu se... Ce nu se? Cununii, poate s-au legat cu nuniile, vulpițe. Vorbim, mai, vorbim, stați așa, vorbim vorbe. Deci... ai pus într-o, într-o scrumieră de asta, de sticlă. Poate trebuia să pui totuși într-o lingură de inox, de metal și nu se mai întâmplă. Dacă n-ai cățuie, cam așa, știi? Da, cam așa. Și dacă eu puneam asta. Dar, și bun, oricum, tu crezi că ăia de pe acoperiș au trimis undele la, între ușa de la baie și aia de dormitor și au zis să se crape în cin, să crape piatra, da. Crăpa iar... Poate le pun eu întrebarea de baraj. Mă, voi credeți că farmece, nu? Că tu ești... Asta... Da? Asta, asta crezi tu, nu? Da, asta zic. Și cine ar putea, de exemplu, nu știu, să mă ierte acum, să uită la tine, să-ți facă doamna Ilinca să vă despărțiți? Nu, 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 nu. Dar cine? Nu știu, eu știu cine. Păi cine vă... Nu vă vrea cine... împreună. Da, eu știu. Că n-am nicio treabă, de exemplu. Da, eu... Cine crezi, Veronica? Mirela, nu? Cine ar putea să vă vrea despărțiți? Ia, gândiți-vă voi. Nu știu cine. Dintre apropiații voștri. Să poate să mai mulți. Păi asta spun, că care eu știu rău. Sigur că doamna Ilinca nu vă vrea împreună. Asta clar, a spus-o și la nu televizor, nu? Da, a zis, știu. Nu? Și afară de ea, părinții ei n-au nicio treabă și altcineva cine să mai fie? Știu. Păi de aia te întreb. Nu știu. Eu i-am luat prin eliminare. Nu știu, dacă știam, spunem, dar așa nu știu nimic. Măi, Viorele, eu zic că lucrurile sunt foarte simple. Noi ni le complicăm, gândim prea mult la prostii. Deci dar dacă, aud, o să mai fac peste vreo două... Da, dar încearcă totuși într-o lingură, vezi, poate nu pornește. Peste vreo două, trei zile, da. O să mai încerc încă o dată și se o să mai fac. Se face de obicei așa, miercurea, vinerea, deci uite, încearcă miercuri, de exemplu. Încerc și pun cărbuni în lingură. Așa, ce crezi? Și eu vă spun exact din prima. Că ce? Crapă lingură. Că-mi doaie lingură. Stai că în anumite colțuri din casă ieșea fum, în altele nu. Pe Viorel l-a pus pe gândul și nu cred. Acest fapt. De ce, doamna Mirela, știu și treburile astea. Mă, unde facem lecții ieșea fum, e de bine? Acolo, da, în mijloc, da. Și unde nu ieșea? Acolo, în colțul. Tot acolo, la colțul dintre dormitor și baie, auzi. La balcon ieșea? Da. Doamna Mirela, eu dacă pun într-o lingură cărbunii, dau peste tot și o să vedeți. Când ajung în colțul ăla, acolo cade cărbunii... Hai să vedem, hai să facem, hai să facem. Eu vă spun eu. Eu zic așa, părerea mea este că vă panicați degeaba. Faptul că voi acum stați într-un bloc din București și că vă știe toată scara, e o chestiune care pentru unii poate lift părea scrie, mă crezi? Când am fost la ei acasă, în lift scrie partea dreaptă unde-s butoanele, vulpița... Și Viorel, sau plus Viorel. Ce mai vreți? Nu, asta, nu, că asta nu mă deranjează, dar asta muncă. Asta... Nu e vorba că te deranjează, n-ai înțeles. Știe toată lumea. Știe toată scara că stați acolo. Da, da, o șters. Acum că mai și vorbiți de ei la televizor, păi să vezi dacă diseară, băieții, faceți cu mâna diseară, ca să vedem măcar dacă e cum. Deci diseară faceți cu mâna. Diseară vă spun eu, diseară nu mai sunt. Când ies,
Vă spun. Acum, băieți, dacă țineți cu Viorel, nu ieșiți, mă. Dacă țineți cu mine, ieșiți ca să... Nu, dar vă spun. Ca să facem, ori facem povestea, ori nu o facem. Doamna Mirela, diseară nu ies. Mi-ați dat peste cap așa. Deci eu încerc să țin cu voi. Stai, mă, că eu țin cu ei. Eu încerc să țin cu voi și voi nu faceți povestea. Păi ce face doamna Mirela? Să vă facă din mână, mă, pic. De acolo de pe... Că e frumos, afară e senin la 7 termină. Da, dar vedeți ce frumos fac eu din nou. Nu m-ar lăsa, să povestesc. Vorbește tu, mă, Viorel. Ia, ține tu emisiunea. Nu. Nu, dar zi-o, dar te rog frumos. Nu, dar vedeți ce frumos le fac eu dacă iesă diseară. Ia, ce le faci tu? Dar ești pe bloc la ei, mă, fac ce vor pe bloc. Nu, o să vadă. Ia, ce? Nu pot să spun. Deci dacă eu nu pot să spun, nu spun. Tu.